acuzat dumneavoastră și colegii din PDL pe președintele Consiliului Județean, domnul Aristotel Căncescu, că a lansat niște amenințări potrivit cărora nu va acorda bani din buget comunităților conduse de către primarii PDL. Ceea ce mi se pare foarte grav, adică dacă este așa cum spuneți dumneavoastră, adică n-ai cum, sunt bani publici, nu faci ce vrei acolo, nu? Sau cum e? Nu e prima oară când domnul președinte Căncescu are manifestări din astea frustrante, discordante, nu știu cum să le calific. El se agață de o chestiune în speță, cea legată cu ceea ce îi se întâmplă lui Vasile Bran cu validarea în Consiliul Local și transpune asta în Consiliul Județean și se exprimă de maniera pe care a spus-o dumneavoastră mai înainte. Nu mai dau niciun ban la primarii PDL, fiindcă nu știu ce mi se întâmplă mie în altă ogradă. Dar poate legal? Păi sigur poate că nu poate. Deci domnul Căncescu probabil că încă n-a înțeles că banii din Consiliul Județean sunt bani publici, nu sunt bani privați, personali, ai dumnealui. Și acei bani publici se distribuie după anumite proceduri. Există un buget votat. Primarii PDL sunt primari din județul Brașov. Nu sunt primari din altă parte. Ei trebuie să primească bani la fel ca și ceilalți primari din Brașov de la Consiliul Județean. Nu că vrea președintele sau nu vrea președintele să le dea bani. E clar că asta e o manifestare ce generează abuz de, în funcție. Noi, e clar că vom sesiza organele competente în cazul în care se va întâmpla așa ceva. Da, bine.